Toba este instrument al meditației. Cine ascultă toba, ascultă tăcere. George Braque spune aceste lucruri. Bine ați venit la festivalul Proednica. Toboșarul cetății, de exemplu, locuia în turnul cu ceas. Avea 4 funcții, era plătit de comunitate. Era toboșar, gornist, bocter sau pasnic, cum îi mai spunem noi, și pompierul orașului. Toboșarul anunța procesele publice, cornistul atacului asupra cetății, bocterul aprindea cu făcliile pe străduțele înguste să fie liniște seara, acasă la oameni, pe străduțele înguste. Iar pompierul, Doamne ferește, în caz de incendii, anunța repede că este incendiu și se stingea focul. Asta câteva povești despre acest personaj inedit, care de 8 ani de zile împreună cu Primăria Municipiului Sighișoara promovează turismul cultural, salutând în 57 de limbi. În 57 de limbi, turiștii care vizitează această cetate deosebită, bijuteria medievală a României, destinație care trebuie descoperită. Am zis! Facem cumva să fie bine. Deutsch, Deutschland! Meine Damen und Herren, wir wünschen Ihnen einen schönen Tag. Danke schön für Ihren Besuch in Schlesburg. Mogior, erezek mogukod, jól nálunk Segesváron mondtom, Isten hozott Segesváron mondtom, köszönöm szépen! Polish Polonia, vitame vás Sighișoara, dziękujemy! Ruskaya, dobro pozdravati, ve Sighișoare, spasiba! Добрый день, здравствуйте, хорошо, сегодня время красиво, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, спасибо. Ибру, Израил, брухима, баимле Сигишуара, нифтахуа, шарим Сигишуара, шалом, шалом, мазалтова, марти, дебари, ахла, Израил, тодраба. Романи, романес, мишто, авилиан, кадяме де Сигишуара, деро де бак, деро де бак, тало, деро де саскиво, мульцами. Италия, миле грация, бенвенути Сигишуара, бонжорно, Италия, одето. Armenii, parie chegac Sighișoara. Tătărește. Coș Găldiniz, Sighișoara, ra. Turcește, Sighișoara, ia Coș Găldiniz, celădim. Pentru TVR Cluj, facem cumva să fie bine de la festivalul Proednica. Am zis. Găsiți, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Transilvania Policromă. Astăzi avem o ediție specială pe care o transmitem din burgul medieval al Sighișoarei cu ocazia cele de-a 11-a ediție a Festivalului Intercultural de la Sighișoara, Festivalul Proednica. Discutăm mai multe în cadrul ediției noastre de astăzi despre festival, despre programul pe care l-a pregătit pentru spectatorii săi, dar și despre ce își propune mai departe să se realizeze prin acest festival. Vom avea multe materiale cu diverse evenimente care s-au desfășurat în cadrul acestei ediții, mese rotunde, prelegeri, dar de asemenea din cadrul programului artistic viu și colorat, foarte interactiv, pe care ni l-au pregătit organizatorii. Alături de mine se află inițiatorul acestui festival, domnul Volker Reiter. Bun găsit, domnule Reiter! Bine ați venit în Sighișoara! Domnule Reiter, iată că spuneam că am ajuns la cea de-a 11-a ediție a acestui frumos festival, care este un festival deocamdată singular. Este singurul festival de acest gen. Acest festival a pornit la drum în urmă cu 13 ani, la inițiativa dumneavoastră, în urma unui proiect. Cum s-a născut această idee și acest festival implicit? În anul 2000 s-a înființat Centrul Educațional Interetnic pentru Tineret din Sighișoara. A fost vorba de un proiect în cadrul Pactului de Stabilitate finanțat din partea guvernului german prin Institutul pentru Relații Externe din Stuttgart. Trebuie să recunosc că ideea de a organiza un festival atunci interetnic, astăzi să sperăm că e intercultural, s-a născut și văzând atunci festivalul medieval din Sighișoara. Deci conceptul de festival a provenit acolo și mi s-a părut o metodă bună pentru un proiect de educație culturală. Deci festivalul ăsta nu dorește nici de cum să fie un loc unde mănânci mici, bei bere și te uiți la spectacole. Deci scopul e altul. Spuneați că un lucru interesant,
Acest festival a pornit sub denumirea de festival interetnic, dar pe parcurs și-a schimbat denumirea în cea de festival intercultural. De ce a simțit nevoia acestei schimbări? Eu consider periculos să vorbești despre etnii. Deci, la un moment dat poți să fii și condamnat să fii, spre exemplu, un etnic de la o etnie mai puțin apreciată, știți? Și dacă e o definiție culturală, te poți autodeclara și atunci nu mai important sângele și e pur și simplu inclinație. Deci eu la actualmente m-aș declara, să zicem, jumătate german și eventual o optimă român, trăind deja de 15 ani în țara asta. Chiar vreau să vă întreb cum a ajuns un cetățean german să locuiască la Sighișoara și iată să se implice atât de activ în viața comunității prin organizarea unui astfel de festival. Da, deci prima mea venire în România a fost cu trenul. În anul 90 a fost primul meu contact cu România. Am făcut atunci bacalaureat și aveam un profesor SAS din România și atunci erau scandalurile cu Siget, cu caminele de copii și atunci am venit un an de zile chiar în Cluj-Napoca și am lucrat atunci, am făcut un voluntariat un an de zile la Grădinița Waldorf pe strada Emil Franțos numărul 14. Deci aveți și un istoric, putem spune așa, cu Clujul. Pe parcursul anilor, festivalul a evoluat. Care vi se par dumneavoastră cele mai importante puncte de reper ale festivalului și cele mai importante realizări, ca să le numesc așa? Deci festival, cred că de la a treia ediție a reușit să aibă ca participanți toate minorități naționale din România și din an în an funcționează mai bine comunicarea cu comunitățile. Deci devine ceva normal în calendarul cultural a Sighișoarei, a României. Și cum am zis, deci proetnica nu dorește să fie un festival. De fapt, dorește să fie o sărbătoare. Înțelegeți, dacă acum, pe plan cultural, dacă acum, spre exemplu, se întâmplă sărbătoare religioasă, Sfântul Mihai sau altceva, nimeni nu întreabă care a fost cea mai reușită sărbătoare. Astfel, proetnica dorește să fie pe plan local, dar dorește să perpetuează. Ați spus că ați reușit să aduceți cam toate minoritățile, dar ați făcut un pas și mai important înspre emigranți. Ați inclus în una din edițiile anterioare ale festivalului și emigranții. Asta însemnând că nu doar v-ați adresat minorităților naționale. Ideea mea a fost să devin minorități istorice, bine, și contemporane, parțial, gazda pentru minorități noi, cum sunt chineși, africani și așa mai departe. Să vedem, când la un moment dat și dânsii vor fi minorități naționale, nu? Deci tradițiile vin și pleacă, vin alții și este un proces viabil. Așa este. Domnule Reiter, multe lucruri interesante am întâlnit în cadrul acestei ediții, mese rotunde, prelegeri pe diverse teme. Spuneți-mi cum au venit, dacă au venit comunitățile, minoritățile participante la acest festival, au venit înspre ele, înspre dumneavoastră cu propunerea acestor teme sau ați încercat și dumneavoastră să-i impulsionați propunându-le astfel de cadre în care să se desfășoară pentru a trece dincolo de această parte artistică doar, care în general este destul de promovată, dans, cântec. Bine, noi de fapt oferim baza organizatorică, baza logistică și nu cenzurăm ceea ce doresc partenerii. Și noi lucrăm practic, deci noi
suntem, să zicem, meșteșugar, așa, la sculptura socială. Dar fiind faptul că nu suntem doi oameni care organizează acest festival și de asta ne-am găsit parteneri care să pricep mai bine decât noi și am găsit un partener de nădejde de câțiva ani bune în domnul Lucian Năstase, care de la Universitatea Babeș-Bolyai și dânsul acum se ocupă primordial de mese rotunde, de zbatere, de teme, că asta dacă e. În anii anterior Universitatea Babeș-Bolyai a fost în calitate de partener, acum este pentru prima oară când este alături de Centrul Educațional Interetnic pentru Tineret și de municipiul Sighișoara, se află și printre organizatori, este primul an. Exact, așa este. Cum s-a ajuns? Bineînțeles că nu e foarte greu, cred că, să ne dăm seama că de la o parteneriat de lungă durată să ajungă la partea de organizare. Omul sfințească locul. Așa e. Vom continua discuția cu inițiatorul festivalului Proetnica, dar după ce o să urmăriți și dumneavoastră un material din cadrul uneia dintre multele evenimente desfășurate în cadrul cele de-a 11-a ediții a festivalului Proetnica. Câtă vreme piața centrală și străduțele pietruite ale cetății Sighișoarei se umpluseră de reprezentanții talentați și exuberanți ai diferitelor minorități etnice, care dialogau prin cântec, dans și maestria meșteșugurilor, în sala mică a primăriei se desfășura dimensiunea științifică a festivalului, menită să completeze și să aprofundeze cunoașterea reciprocă. Programul științific organizat de Școala Doctorală de Relații Internaționale și Studii de Securitate a Universității Babeș-Bolyai și coordonat de istoricul Lucian Năstase, directorul școlii, a cuprins dezbateri cu tematici interesante și incitante, precum rolul minorităților naționale în economia României, rolul minorităților naționale în Uniunea Europeană sau minoritățile naționale și securitatea europeană după 1990, cu participarea unor profesori universitari și cercetători de marcă din Cluj și București, precum Liviu Zăpărțan, Adrian Ivan și Lucian Năstase de la Universitatea Babeș-Bolyai și Emilian Dobrescu de la Academia Română. Subiectele au stârnit dezbateri vii și incitante, dovedind utilitatea unui astfel de demers. Mesele rotunde, desfășurate în cadrul aceluiași program, au pus în discuție personalități și mișcări artistice, precum și momente esențiale din viața minorităților evreiască și armenească. Sub genericul pictor evrei de avangardă au fost lansate mai multe albume de artă. Dezbaterea de azi a fost foarte interesantă. Subiectul pus în discuție are temei, pentru că aceste lucrări arată valoarea unor mari creatori de artă, de identitate româno-evrească sau evrească română, cum doriți dumneavoastră, și de asemenea pune în evidență contribuția acestor creatori de artă și literatură la curentul, marele curent care a existat, avangarda. Întâlniri cu Marcel Iancu are o dublă semnificație. Întâi, e vorba de întâlniri personale, de dialoguri cu pictorul, arhitectul binecunoscut, protagonistul avangardei, principalul protagonist al avangardei în România și promotor al ideilor de avangardă în cercurile intelectuale românești, foarte prețuit chiar de cei care nu erau adepții avangardei. Titlul spune întâlniri personale, așa cum am avut ocazia în 2-3 reprize în Israel. A doua semnificație a titlului este întâlniri cu traseul operei lui Marcel Iancu. Cum s-a manifestat Marcel Iancu din momentul în care se întorcea de la Paris, la Paris fusese o scurtă escală după experiența de la Zurich, în timpul războiului, se întorcea în țară și urma o activitate extrem de prolifică până în 1941, la plecarea lui, la emigrarea în Palestina de atunci. Deci sunt 20 de ani încheiați
de întâi afirmare ca arhitect, apoi ca pictor și simultan cu acestea ca promotor, spuneam, al ideilor avantgardei. Deci Brownul și însoțitorii este o idee și un titlu de carte pe care l-a avut o expoziție pe care am realizat-o acum 2 ani la Muzeul Literaturii din București. Sigur că în carte ideea capătă o altă formă. Se bazează și pe imagini, dar mai ales pe informația pe care o aduc cele 22 de capitole ale cărții, informație de natură biografică, în primul rând. Este Brown, Victor Brownăr văzut în oglinda câtorva dintre prieteni, nu numai prieteni, antum și postum. Avangarda figurează și în cel de-al treilea album de artă prezentat, dedicat pictorilor evrei români cu destine marcate de Holocaust. Este vorba de artiști plastici de origine evreiască, al căror destin artistic s-a confruntat și a fost influențat de către legile antisemite din România și de escaladarea antisemitismului când, odată cu instaurarea guvernării legionare și apoi a regimului Antonescu fără legionari după ianuarie 1941, când evrei din România, dincolo de legislație, au fost privați de posibilitatea de a-și exercita profesiunile, artiștii plastici au fost scoși din sindicate, n-au mai avut voie să expună în galerii și nu puțin dintre ei au împărtășit destinul celorlalți evrei din România de a fi deportați în Transnistria, unii dintre ei și-au pierdut viața. Sunt numele cele mai importante ale avangardei, de mișcării de avangardă internaționale și, bineînțeles, de aici, ca Victor Brownăr, Marcel Iancu, Jules Rahim, dar și nume de vârf ale modernismului românesc, ca Samuel Mützner, Arthur Segal, Mina Big Vepper și așa mai departe. Practic, ceea ce sperăm noi că am reușit cu acest album, trecem în revistă artiști importanți pentru toate curentele plastice din România modernă, care au fost definiți ca evrei. Incursiunea în istoria armenilor din România în epoca modernă a constituit tematica unei alte mese rotunde, urmărită cu mult interes și de consulul Armeniei la București. I'm very happy to be in Romania, a place where Armenians have had a great importance until today. They have an importance in Romanian history, economy, in many fields, spheres of the life. I would like to thank, first of all, the Romanian state and the Romanian people for their hospitality and for the support they gave and continue to give to Armenians and other ethnic minorities, giving a floor for them to grow in their professional field, in their personal life. I would like to thank also the organizers of this festival of Pro-Etnica 2014 in Sighișoara, especially for organizing a special session which will exhibit the role of Armenians in Romania. Subiectul a fost ilustrat de câteva reportaje despre armenii ardeleni, realizate de-a lungul timpului pentru emisiunea Transilvania Policromă și de prezentarea a două volume din versiunea românească a monografiei Orașului Liber Regal Gherla, apărută la editura Ararat. Printre participanți s-au numărat și cercetători tineri interesați de istoria minorităților naționale din România. În ultima vreme am cercetat presa interbelică pentru a observa în ce măsură masacrele au ajuns să aibă impact și asupra opiniei publice românești. Numeroase ziare tratează acest subiect. Românii sunt alături de armeni. Bineînțeles, în ziare sunt tratați fie în articole foarte scurte, de doar câteva rânduri, fie în articole lungi, de câteva coloane, dar toți tratează problema, mai ales în perioada interbelică, când, deși genocidul se sfârșise, armenii totuși aveau de suferit. Este prezentată situația Turciei la acel moment, situația
armenilor și se aduc informații despre ceea ce au trăit ei în 1915-1916. Aș sugera organizatorilor acestui festival deosebit de important pentru România, pentru fiecare din aceste 20 de minorități care trăiesc în România, ca anul viitor să dăm o mai mare importanță laturii științifice a acestui festival. Prea puține festivaluri au o latură științifică, împreună firește de latura culturală, de latura istorică și de cea în final spirituală, cum am menționat. Deci ar fi foarte bine ca publicul, în afară de aspectele, să spunem, aplicative, meșteșugărești, culturale, lucrări publicate, CD-uri cu muzică, de tot ceea ce pe plan spiritual fac aceste minorități, să subliniem și aportul lor, iată, la economia, la știința, dezvoltarea socială a țării în care viețuiesc. Nu ne rămâne decât să sperăm că programul științific al ediției viitoare va atrage reprezentanții mai multor minorități naționale dornice să-și prezinte istoria, literatura și arta. Am revenit, stimați telespectatori, îl am alături de mine pe inițiatorul festivalului intercultural Pro-Etnica de la Sighișoara, un festival deja bine cunoscut care promovează minoritățile naționale, cultura acestora. Discutăm cu domnul director al festivalului, director de fapt al Asociației Centrul Cultural Educațional pentru Tineret, cea care a fost de la început organizatorul festivalului. Îl avem așadar alături pe domnul Volker Reiter. Domnule Reiter, povesteam despre festival, despre cum s-a născut această idee. De ce este nevoie de lobby pentru minorități, pentru interculturalitate, pentru tot ceea ce înseamnă, de fapt, diversitate etnică și culturală? Da, este, cum am zis, un proiect de educație culturală și știți că sunt etnii care sunt foarte bine văzuți, cum sunt, spre exemplu, în România, germanii sau sârbii, unde nu sunt probleme de conviețuire, dar sunt etnii care suferă de discriminare, de inegalitate de șansă. Vorbesc aici, spre exemplu, de rom. Sunt minorități care în unele zone sunt majoritare și acolo câteodată sunt probleme și ideea ar fi să existe să se prezinte minoritățile într-un cadru general cu laturile lor pozitive, ca să intre așa subtil în mentalitatea oamenilor, ca să se știe, uite, și ce bogați suntem în România. Și m-am bucurat, spre exemplu, foarte, foarte mult ce a apreciat a fost Zuralia Orchestra, care a făcut muzică gypsy, da? Deci a fost foarte, foarte apreciat. Sau înainte a fost un ansamblu din Reghin, Floare de a nu mai uita, dansator genial de etnie romă. Nimeni n-a mai stat pe bancă, deci toată lumea s-a ridicat și să încercăm să prezintă minoritățile cu ceea ce au pozitiv. Desigur că partea aceasta artistică este întotdeauna foarte, foarte vizibilă și foarte apreciată în general. Vorbim despre, în general, când se întâmplă astfel de festivaluri, că promovăm tradiții, promovăm obiceiuri. Ce credeți dumneavoastră că mai înseamnă tradiție și obiceiuri în cadrul minorităților naționale, în cazul acesta, sau a comunităților etnice care trăiesc pe meleagurile noastre? Bine, deci la un moment dat parcă nu ești minoritar dacă n-ai un ansamblu de dans popular. Astfel, unele etnii numai de 3-4 ani au ansambluri și parcă definiția e prin dansurile care nici de cum nu sunt tradiționale sau veche, sunt reinventate, vă spun sincer, din Albania, din Ucraina, din Germania. Deci în România foarte des am văzut tendința de să ne uităm în trecut, da? Și să căutăm adevărul în trecut. Și la un moment dat
Na, nu o să găsim adevărul acolo, că și tradițiile la un moment dat erau inovații și tradițiile erau valabile când s-au inventat. Astăzi trebuie să inventăm tradiții noi. Și astfel e sărbătoarea proetnică cumva o tradiție destul de recentă. Domnule Reiter, din experiența trecută, a anilor trecuți a festivalului, care a fost impactul acestui festival asupra publicului prezent? Ce ecouri a avut festivalul? Aici mă refer atât asupra publicului, așa cum ați remarcat dumneavoastră din diverse contexte, dar de ce nu și a mass mediei? Că și mass media prezintă într-un fel sau altul anumite aspecte când este vorba despre prezentarea minorităților naționale sau a comunităților etnice. Reacțiile la publicului. Apoi nu cred că lumea îmi spune mie adevărul, că toată lumea laudă festivalul, ceea ce nu cred. Și mie este foarte greu să ne auto-evaluăm. Da? Din punctul nostru de vedere, mesajul festivalului este ceea ce se întâmplă în sufletele vizitatorilor și participanților. Acolo, de fapt, este domeniul în care activăm. Și acolo, cred că ceea ce se simte calitatea nici nu se poate exprima în cifre. Da? Deci contează foarte mult prezența spiritului a păcii. Pomeneam de mass media, era partea cealaltă de întrebare. Deși și noi facem parte, bineînțeles, din mass media, dar aș îndrăzni să vă întreb cum vi s-a părut că reflectă mass media activitățile, evenimentele pregătite în cadrul acestui festival pe parcursul anilor, dacă au fost anumite progrese, dacă credeți că există schimbări în acest sens sau nu? Anul acesta am fost plăcut surprins. A fost aproape primul an în care câțiva jurnaliști au pus întrebări bune. Da? Deci au fost ani în care efectiv m-au întrebat reprezentanții mass media, v-a plăcut festivalul? Răspunsul a fost da. Înțelegeți, și anul acesta și dumneavoastră v-ați pregătit foarte, foarte bine și au fost 2, 3, 4 jurnaliști care chiar s-au pregătit bine. Și nu s-a făcut copy-paste de la comunicate de presă și așa, deci parcă, și m-aș bucura foarte mult, a crescut calitatea în ceea ce privește relatarea despre acest eveniment. Stimați telespectatori, ne oprim pentru câteva momente cu interviul nostru cu domnul Reiter, cel care este principalul vinovat pentru festivalul Proetnica de la Sighișoara, bine cunoscut, așa cum spuneam deja, în toată țara. Așadar, ne oprim pentru câteva momente și vă invităm să urmăriți încă un material care prezintă un eveniment important petrecut în cadrul ediției, celei de-a 11-a ediție a festivalului Proetnica, după care revenim. De mai bine de un deceniu, festivalul Proetnica, găzduit de burgul medieval al Sighișoarei, s-a dovedit cel mai potrivit loc de întâlnire a minorităților naționale din România. Cea de-a 11-a ediție a festivalului, inițiat de Centrul Educațional Interetnic pentru Tineret, a fost organizată în colaborare cu Primăria Municipului Sighișoara și Școala Doctorală de Relații Internaționale și Studii de Securitate a Universității Babeș-Bolyai. Această ediție a reunit peste 800 de reprezentanți ai tuturor minorităților naționale istorice din România, sosite pentru a se face cunoscute și pentru a-i cunoaște pe concetățenii lor de alte etnii. Şi-n şamaşım, cu mâine pe şi-n pavaşım.
înclinarea mâinilor, ritmurile și melodiile, trăsătura de penel, tâlcul cuvintelor și schimbul de idei s-au dovedit tot atâția vectori ai apropierii și înțelegerii interetnice, obiectivul esențial către care tinde Festivalul Proetnica de mai bine de 10 ani. Asociația Macedonenilor din România este participantă și în acest an la Festivalul Proetnica. Noi am participat la aceste festivaluri de fiecare dată când s-au desfășurat. În acest an participăm cu doi interpreți de muzică populară macedoneană. Am fost prezenți încă de joi. Pe lângă interpretarea din festival, suntem prezenți și cu stand, așa cum v-am obișnuit de fiecare dată, standul de cărți, care în acest an are în plus și preparate tradiționale macedonene. O să vă prezint costumul popular al femeilor din Macedonia, care este format din pe cap marama, cămașa se numește coșula, vesta se numește elic, încingătoarea se numește poisar, aici avem în față fota, cele două falduri ale elicului reprezintă razele soarelui care se regăsesc și în steagul Macedoniei, se mai numesc la noi sonce zața, jos avem ciorapii, în macedoneană cerap, și bineînțeles opincile opinții. Цього року на відкриття фестивалю ми представилися, Союз українців Румунії представився з групою вокал-інструментальною групою «Червона калина» з Марамореша. І ми представили меншини, наші пісні. На жаль, я не підготовив ще свої CD, всі просили, підписували номера телефону. Означає, що враження було. Як бачили, постійно Союз українців підтримує
не тільки виступ груп, а тут бачите і пісенькарі наші, і Сучави, пові Сучава. Вони щороку приходять, і теж цього року будемо мати виставку з нашими книжками. Це наші поети, наші письменники, що друкує Союз українців у Румунії. І теж виступить хор, мішаний хор «Ронянські голоси» і ансамбль танців «Соколи» з Вишньої Рани. Pesanke pesala s malenku s ditieni. To pesala i babka i maju doinku malujit maju nevistku. Тоже малюють пісеньки. Так як оце ми кажемо 40 клинків. Вони значуть 40 день говіння, говіння великодне. Є 40 день. Або також і це доріжка безконечна. Це є життя чоловіче, що не з нашого. Це є смирічка. Це є трифойчик. Маємо і по зеленому десь. Це ми ніби гребінку готовий. Ось є озори з якихось з цим закупки, як казати вам. З життя чоловіка, з господарства. Маємо є багато озори цих давніх. Я навчилася від мами. Люблю писати яйця. Роблю та й учу і діти, та й ходжу експозиціями у Сочеві, там у нас, у Гурагумору, Сибіу, Александрія, Булазме. Проетника este o mare sărbătoare, atât pentru protagoniști cât și pentru vizitatori, un spațiu multicolor, armonios și generos, în care fiecare are ceva de dorit și de primit, de arătat și de învățat, un prilej de a te lepăda de prejudecăți și de a te încărca cu energie. Un motiv în plus ca să crezi în principiul unității în diversitate.
Programul Volker Reiter a făcut ca unitate prin diversitate să fie mai mult decât un slogan. A făcut acest lucru posibil prin organizarea unui festival unic deocamdată în România, Festivalul Intercultural Pro-Etnica, care se desfășoară anual la Sighișoara. În urmă cu 13 ani a luat ființă acest festival și până acum a avut 11 ediții cu o pauză. Despre ce pauză este vorba? De ce două dintre ediții au lipsit? Este vorba de anul 2010 și anul 2011. Pot să vă spun că nici 2012 n-am socotit ca o ediție întreagă, deci a fost o secțiune în cadrul Festivalului Medieval. Aș spune că a fost o jumătate de ediție, dar nu permite nimeni numărătarea asta, dar așa am scăpat de jubileu, că nu-mi plac jubilei, nu înțeleg. Pauza a fost datorat că probabil am devenit grandoman, am câștigat un grand european și n-a funcționat din cauza la cashflow, că autoritatea de management la POR avea întârzieri foarte, foarte mari în tot ce privește administrarea proiectului. Și știind ce riscant este să mergi mai departe cu un astfel de proiect, am cerut eu rezilierea contractului, dar am pierdut din cauza acestea două ediții. Acum discutăm despre niște probleme mai delicate, ca să spun așa. Cred că nu este singurul caz, toată lumea se confundă cu astfel de probleme când e vorba despre organizarea unui festival de asemenea amploare. E vorba, bineînțeles, de partea financiară. Cum au fost acești ani relațiile cu finanțatorii, cu potențiale finanțatori, cum a fost procesul de căutare a celor care să sprijine și financiar partea de organizare a festivalului? Am pomenit că au fost 2 ani în care am avut finanțare, dar nu a funcționat sistemul, dar în același timp am avut șansa de a reevalua proiectul și pot să vă spun că anul trecut, în timpul ăsta, în august, n-aș fi crezut că facem anul acesta festivalul, că, bine, toată lumea l-a dat festivalul, dar așa un pic superficial și e și pentru noi un efort și m-am gândit pentru cine, pentru ce. Că e un chin să te străduiești și să găsești fonduri și să faci N proiecte. Și dacă nu aveam sprijinul din spate care m-a făcut să fac un pas înainte, nu facem acest festival. Aici e vorba de domnul Carol König din partea Ministerului Culturii, care în fiecare an, către sfârșit, m-a sunat, faci interetnicul. Ziceam, băi, domnul director, să știți că, nu știu, și așa. Și după o săptămână, iară m-a sunat și vezi că ești pe listă de proiecte prioritare, ai atâția bani și, n-am mai putut să zic nu. Și determinant pentru anul acesta a fost domnul primar, care la un moment dat... Primarul municipiului Sighișoara. Da, Ioan Dorin Daneșan. M-a sunat în martie și m-a întrebat, faci interetnicul? Am zis, băi, dacă m-a sprijinit, hai la mine în birou. Și am mers la dânsul și s-a realizat acest proiect. Înainte m-am simțit cam singur. Și anul acesta, cu tot sprijinul, am simțit că avem o echipă. Bineînțeles, Luciana Stasă, care tot timpul e alături de noi, iar un factor determinant. Și atunci, bineînțeles, ambasada ne-a sprijinit de la înființarea proiectului și ne-a ambasada ajutat... Germaniei, da, vă referiți. Sprijinit și anul acesta și Departament pentru Relații Interetnice, putea să fie mai generos, dar nu ne plângem. Ați încercat să mergeți înspre sectorul profit, spre firme care să vină în sprijinul acestui festival? Da, firmele după pauza de 2 ani au cam pierdut încredere. Am găsit 2 sponsori, dar anul acesta, deci după
terminarea festivalului putem reintra într-un dialog cu potențial sponsor. Spuneți-mi acum cam ce obstacole, acum dincolo de partea asta financiară, ce alt gen de obstacole ați întâlnit pe parcursul anilor în organizarea acestui festival? Lucru care poate ar fi făcut ca ediția respectivă sau ediția următoare să fie mai bune, mai diverse? Obstacole sunt provocări, nu? Și i-am rezolvat, deci nu există obstacole. Este un lucru foarte interesant ceea ce spuneți dumneavoastră. Încă o dată se dovedește cumva rădăcina dumneavoastră nemțească, ca să zic așa. Priviți totul pozitiv și partea plină a paharului și încercați să o rezolvați. Ne aflăm acum chiar în cetate, în inima cetății, ca să spun așa, și aici este un lucru foarte interesant de remarcat, că iată, acest festival se desfășoară într-un loc care a fost construit pentru a fi, pentru apărare, pentru monoculturalism. Și iată, acum așa deschis porțile și cetatea a devenit o cetate a multiculturalismului prin acest festival. Da, deci asta e. Dacă priviți acest minunat turn cu ceas, cred că are o înălțime de 64 de metri, un turn de apărare, dar cred că acest turn trebuia să și impresioneze celelalte popoare, da? Și vă gândiți câte piatră s-a carat aici, da? Cu carul cu boi, deci o muncă extraordinară. Mai dincolo au străpuns un deal întreg să devieze un pârâu, să nu mai meargă prin centru, să fie deviat. Deci o muncă enormă. Nu știu dacă turnul trebuia să fie chiar așa de mare, dar e impresionant. Și să faci așa un efort să te apăr, asta faci mai mult ca să rămâi singur, știți? Și acum cred că constructorii cetății nu sunt foarte încântați de ceea ce se întâmplă aici, să devină acum toată lumea în această minunată cetate, știți? Dar poate totuși trăim vremuri mai pașnice și astfel cred că și constructorii erau de acord cu noi. Cu ce gânduri încheiați această ediție a 11-a a festivalului? Cum priviți spre viitor? Atât în ceea ce privește viitorul festivalului, cât și în general al ceea ce ar însemna acest festival pentru integrarea minorităților, pentru ca minoritățile să se cunoască ele între ele, ele cu majoritarii, pentru ca toleranța între noi să fie mai, să crească, să fie relațiile mai bune. Apoi toleranța poate fi interpretată și prin indiferență și nu este un conceptul. Cum am zis, deci interacțiune, dialog și interacțiune, să nu rămânem numai în lumea cuvintelor. Cum văd eu viitorul festivalului, parcă la anul tot o să facem festivalul, așa mi se pare. Eu acest festival, sincer, nu fac pentru mine, dar pentru mine acest festival e un chin, da? Îl fac pentru comunitățile etnice, pentru publicul și dacă este cerere, îl facem. Și dacă sunt condiții un pic mai avantajoase, ne străduim să-l punem iară în picioare, probabil o săptămână mai repede, să fie seara un pic mai călduț, că anul acesta a fost cam racuros, dar... Vreme mai capricioasă, da. Cu vremea nu avem ce să facem. Spre finalul discuției noastre, dacă ar fi să faceți o caracterizare a acestui festival, care sau ne-ați spune câteva cuvinte cheie pe care dumneavoastră ați dori să le vedeți asociate cu acest festival, care ar fi aceste cuvinte cheie? Aș spune că e foarte important dialog, interacțiune, înțelegere între oameni. Că omul este și fiecare
Individul este cheia pentru rezolvarea problemelor, nu instituții, nu statul, cârligul de a rezolva problemele este fiecare. Domnule Reiter, eu vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi. Vă mulțumesc că ați avut această inițiativă foarte, foarte importantă pentru noi. Și cu siguranță eu sunt convinsă că ne vom reîntâlni și la edițiile viitoare. Dumneavoastră sunteți destul de pragmatic și reținut în a face declarații mari și a spus că sperați doar să fie la anul, dar eu cred că va fi cu siguranță. Vă mulțumesc așadar foarte mult pentru că ați fost alături de noi în această după-amiază. Sper că la anul pot să vă salut ca partener media. Cu siguranță! TVR-ul este de altfel parteneră media. TVR Cluj să fie separat. Asta cu siguranță vom face să sunt. Bine, perfect. Mersi. Stimați telespectatori, eu mi-au rămas bun de la dumneavoastră, din acest decor super, din inima cetății Sighișoare, din burgul medieval al Sighișoarei. Nu uitați că vă reîntâlniți cu reportajele Transilvaniei Policrome și în partea a doua a emisiunii noastre de la ora 18:15. Până la o nouă ediție a Festivalului Proetnica vă spun toate cele bune, dar nu uitați că noi ne vedem cu Transilvania Policromă și lunea viitoare, ca de obicei, la aceeași oră, ora 17. Sunt Maria Cinarjiga și vă doresc toate cele bune! Pentru TVR Cluj, am zis!